Bună ziua, stimați telespectatori! Bine ați venit la o nouă emisiune în Estimate Someșene. Suntem pe Someș, la Năsăud, și avem plăcerea și onoarea să discutăm din nou cu domnul profesor Ioan Seni. Acum este vorba, deci aici, în Valea Someșului, este foarte bogată în nestemate. Sunt tot felul de nestemate, începând de la florile care cresc pe munte pe aici, până la obiectele de port popular, obiectele de podobă din casele oamenilor. Oamenii în sine sunt adevărate nestemate, dar de această dată vrem să vă prezentăm nestemate ale scrisului. Acum vrem să vă prezentăm, cu ajutorul domnului profesor, două nestemate scrise. Bibliografia istorică a Regimentului de Graniță, numărul 17, numărul 2 românesc, cum îl cunoaștem noi, de la Năsăud, și a țării Năsăudului din secolele 18 până la 1948. Altă nestemată, intelectual din județul Bistrița Năsăud și Universitatea din Cluj, între 1919 și 1940. Este vorba despre o carte de documente. Mulțumesc frumos, domnul profesor, că iată că avem ocazia din nou aici la Năsăud să discutăm de această dată despre cultura scrisă. Așa este. Bine ați venit în Ținutul Năsăudean, la Muzeul Grăniceresc, care este principala oază de istorie năsăudeană, este principala instituție care menține, păstrează și contribuie la continuitatea istoriei, să spunem așa, Ținutul Năsăudean în Valea Someșului Superior. Printre nestematele scrise în ultimul timp se află cele două cărți: Bibliografia istorică a Regimentului de Graniță Năsăudean. Este o carte pe care năsăudenii, intelectualitatea, oamenii iubitori de cultură au așteptat-o. Au așteptat-o, să zicem, de mulți ani. Dacă în acest an 2022 muzeul împlinește 90 de ani de existență, înseamnă că în 1932, când s-au pus bazele instituției, cei care au pus, Iuliu Măsiru, Șotropa, Iulian Marțian, fără îndoială aveau numeroase documente care au stat la baza, sigur, acestei instituții și, bineînțeles, și alte artefacte, pentru că atunci s-au pus bazele și arhivelor, să spunem, năsăudene, a Muzeului Grăniceresc și a Bibliotecii Ținutului Năsăudean, care astăzi este o filială a Academiei Române, filiala Cluj. Revenind la această carte, Bibliografia istorică a Regimentului, acum, prin Regimentul de Graniță, Ținutul Năsăudean a intrat pur și simplu în contact direct cu Europa Centrală, cu Curtea de la Viena, cu lumea citită, lumea elevată, lumea emancipată a Europei din secolul XVIII-XIX. S-a scris foarte mult, s-a scris în germană, în maghiară, s-a scris în chirilică. Această carte practic culege toate sursele, să spunem așa, scrise și arhivistice dedicate Regimentului de Graniță. Sigur că pentru noi este foarte importantă această carte. Dacă vrem să știm cum este văzută
cum este văzut regimentul de graniță creat în 1762 și care a durat aproape 100 de ani, până la 1948-49, la Revoluția din Transilvania. Dacă vrem să știm, atunci studiem. Și s-a scris mult bazat pe documentele găsite în arhive. Arhivele de aici, de la Năsăud. Sigur că multe au fost arse în timpul Revoluției și asta a fost un mare păcat. Dar multe dintre documente s-au păstrat la Viena, s-au păstrat la Budapesta, s-au păstrat la București, s-au păstrat la Sibiu, s-au păstrat la Târgu Mureș, la Cluj și toate aceste, chiar la Iași, toate aceste resurse arhivistice sunt trecute aici în această carte. Ea a fost lansată aici la Năsăud în luna trecută și profesorul universitar de la Cluj, Simeon Retegan, i-a făcut o prezentare excelentă. Practic, lumea care a asistat la acest eveniment a fost pur și simplu entuziasmată. De ce? Pentru că scotea în evidență tocmai această identitate năsăudeană prin colectarea, să spunem așa, a tuturor acestor documente despre regimentul de graniță într-o carte. Și ea are aici 5 autori, eu nu-i cunosc pe toți, a fost prezent și domnul Ovidiu Iudian aici, Cristina Hirș, Adrian Onofreu este al nostru de la Arhivele din Bistrița, Vlad Popoviciu și Claudia Septimia Sabău, de aici, din, a lucrat la Muzeul Grăniceresc. Vă dați seama că a scrie o astfel de carte cu 2700 titluri de cărți. Este colosal, sau 250 de fonduri, numele lor. Eu cred că cel care le-a adunat, le-a selectat, le-a structurat ca să le pună într-o carte, și se pare că este Vlad Popoviciu, acesta de la Institutul de Istorie Bărințiu din Cluj, a avut o idee extraordinară și o minte limpede. Norocul cu calculatorul care adăugat în el sau pus în el, colectat în el atâtea titluri, până la urmă ele sunt prelucrate alfabetic, pe autori, pe titluri. Cel mai bogat capitol e bibliografia care s-a scris în legătură cu regimentul de graniță. Și nu numai atâta, s-a făcut un act și de mai mare dreptate pentru năsăudeni. După 89, arhivele de aici, din Năsăud, care nu aveau condiții de păstrare normale, au fost transferate la Bistrița. Și profesorii de atunci, juriștii de atunci, medicii de atunci, sigur, erau supărați că un astfel de punct, un astfel de reper cultural este transferat la Bistrița. Dar până la urmă constatăm cât de benefică a fost această măsură, pentru că acolo sunt condiții, este o clădire excepțională care le păstrează și revin prin astfel de lucrări în ținutul năsăudean gata prelucrate. Acum, de-ar da Dumnezeu să fie intelectuali, profesori, medici, juriști, antreprenori care să studieze aceste cărți și să pună în valoare pentru a stimula tânăra generație să studieze. Este o mare bucurie. Dacă vorbeam de arhivele care sunt nominalizate și trecute aici, spuneam aproape 250 de fonduri. Ei, numărul cărților care s-au scris
este la fel de mare, aproape 2700 de titluri, sigur, cu autori. Cel mai prolific eu l-aș considera pe Teodor Tanco, care a scris Virtus Romana Rediviva, 7 volume, și aici sunt trecuți, nu numai sunt trecuți intelectuali din Ținutul Năsăudean, din zona năsăudeană, și sigur o anumită istorie a regimentului de graniță. O istorie care a început, sau dacă vreți, a fost scrisă de George Bariciu pentru început, și de la care, fără îndoială, el cunoscător și a limbii maghiare și germane, așa a putut reda cât a putut la vremea respectivă. Cartea cuprinde, pe lângă fondurile arhivistice, cuprinde și fonduri personale. La aceste fonduri personale vom găsi trimiteri în istoria regimentului de graniță. Fie că e vorba de Alexa David, jurist, sau de Anton Coșbuc, profesor, Artemie Mureșan, Dumitru Nacu, fost prefect, Emil Precu, profesor, Florian Porcius, botanist, Joachim Mureșan, jurist, Ion Ciocan, directorul gimnaziului grăniceresc, Ion Costan, preot greco-catolic, Iulian Marțian, capitan și istoric, Iuliu Moisil, profesor, Solomon Haliță, a lucrat în Ministerul Învățământului pe vremea lui Spiru Haret, Victor Onișor, mare jurist, Virgil Șotropa, istoric, Gavrilă Scridon, iată 100 de ani de la nașterea lui, s-au sărbătorit tot în luna mai. Emil Domide, alt director al gimnaziului, după ce Nicolae Drăganu a fost transferat la Cluj pentru a prelua împreună cu alți intelectuali, fie clujeni, dar fie și din zona noastră, preluarea universității. George Coșbuc, Ileana Anton, Ion Păcuraru, un mare profesor și președinte al despărțământului Astra Năsăudean, Artemiu Alexi, Tiberiu Morariu, Vasile Scurtu și alții. Apoi, lucrări de referință, bibliografii, dicționare, și îmi pare bine că printre dicționare cartea cuprinde sau îl cuprinde și pe dicționarul nostru al Astrei, la care încă nu cred că i-ați făcut o prezentare, deși este o altă nestemată. Este neapărat este o nestemată, e pe masă la mine, mi l-ai dăruit, domnul Seni, și nu pe se masă vede la mine. Și întotdeauna când viu în Ținutul Năsăudului, răsfoiesc să văd cine e de la Poiana Ilvei, cine e de la Rodna, cine e de la Maieru. Așa este. Să văd cu cine stau de vorbă. Apoi, izvoarele istorice, sigur că le avem la îndemână tocmai prin această carte. E vorba de multe documente, corespondențe, jurnale, memorii, știri, corespondență de presă, sentințe, testamente, conscripții, petiții, mărturii, statistici, circulare, așa era în vremea respectivă, ele sunt cuprinse aici și sunt de mare ajutor. Apoi, numeroasele biografii cuprind figuri de dascol, de slujitare a altarului, cum au fost preoți, fie greco-catolici, fie ortodoxi, figuri de grăniceri, oameni de seamă, botaniști, academicieni năsăudeni, sunt iarăși bine cunoscuți în istoria culturală a Ținutului. De asemenea, cartea mai cuprinde 820 de portrete de persoane sau de personalități. Este, dacă vreți, o comoară. Impresionează, sigur, dacă răsfoim această carte, istoria regimentului de graniță.
necrologurile care au fost scrise și sunt amintite aici, medalioanele biografice, regulamentele, sigur, în perioada 1950, să zicem, 1960, a fost o perioadă de cenzură oarecum, dar năsăudenii, sigur, au lucrat ca și în ăștia 2 ani de pandemie, au lucrat cu eleganță, cercetând, nefăcând mare gălăgie, pentru că nu se știa dacă Partidul Comunist agrează istoria regimentului de graniță, o istorie atât de bogată și de frumoasă, o istorie, sigur, mult diferită de procedurile și de actele pe care le promovau comuniștii. Sigur că au fost găsite mijloace și metode de promovare a scrisului și mai ales a scrisului bun, istoric, literar. În sfârșit, năsăudenii se mândresc oarecum cu această istorie a regimentului și nu numai a regimentului. Pentru aceasta a apărut un buletin al Cercului Cultural Istoric de la Cluj, în care năsăudeni și bistrițeni retrași la Cluj, stabiliți acolo, au creat acest cerc care funcționează și astăzi sub numele de Virtus Romana Rediviva și în care cei stabiliți la Cluj își amintesc cu drag de istoria localităților, a personalităților din comuna lor și, sigur, făcând mereu referiri la ce a însemnat regimentul de graniță, ce a însemnat averile sau fondurile grănicerești și mai ales ce au însemnat bursele care s-au dat din aceste fonduri grănicerești și prin care ținutul năsăudean nu numai pentru sine, dar și pentru Ardeal și pentru țară a dat atâția juriști, atâția medici, atâția profesori, ingineri, atâția intelectuali. Apoi, recuperări interesante s-au făcut prin revista Bistriței, prin studii și cercetări etnoculturale, o altă revistă care, în momentul în care directorul Prahase, Mircea Prahase de la muzeu s-a pensionat, a încetat și elaborarea sau editarea acestei reviste. Este almanacul mai nou al societății VRR din Cluj, la care lucrează profesorul universitar Ironim Marțian, născut la Mintiu, cu studiile liceale la Năsău și apoi, sigur, Universitatea la Cluj și a și lucrat ca profesor universitar la Cluj. Alte reviste care salvează oricum acest trecut și sunt amintite în această bibliografie istorică este Anuarul Bârgăoan, care publică astfel de studii, Anuarul Asociației Profesorilor de Istorie din România și care funcționează și astăzi, revista Astra Salvensis, inițiată la Salva de un reputat tânăr preot, Maxim Iuliu Morariu, actualmente activează în Canada, este cu doctorat obținut la Roma și cu un al doilea doctorat pregătit va fi. Multe din lucrările lui sunt cuprinse în această bibliografie istorică. Va fi un viitor intelectual de marcă. Eu cred că va putea intra în Academia Română prin studiile care le scrie acum și le lasă.
Putem aminti și Astra Năsăudeană, care vistă cetatea Rodnei, Pisanii Sângerzenei, etc. Sigur că există și inconveniente, adică s-a scris mult în limba germană, s-a scris în limba maghiară, s-a scris în limba chirilică sau, mă rog, cu alfabet chirilic, slavon. În sfârșit, nu toți cei pasionați de istorie pot intra. Ele sunt amintite aceste titluri, aceste cărți, iar specialiștii, fără îndoială, ne redau științific, ne redau cu multă bucurie, să spunem așa, aceste nestemate. Sigur, în ultimii 10 ani apar abordări mai altfel decât s-a făcut până acum. Adică este luată în seamă geografia locului, demografia, studiile demografice, antropologia istorică, adică tipuri fizice de oameni, cum au fost acești înaintași năsăudeni, etnologia, trăsăturile etnicilor din zona noastră, studii antroponimice, nume de persoană, toponimie, lingvistică, arhivistică, numismatică și așa, genealogie, gradul de înrudire între ei și așa mai departe. În sfârșit, dacă ar fi să completăm ceva, eu nu știu dacă s-ar mai putea completa, eventual sunt lucrări de licență la institutele din Oradea, din Târgu Mureș, la Suceava, care poate au abordat tema regimentului de graniță și care nu le-am găsit aici. Lucrarea mea de licență la Târgu Mureș, primul institut absolvit, era tocmai cu Revoluția de la 1848 în regimentul de graniță. Nu-i trecut aici, că vine să știe și cineva că eu mi-am făcut, dar ca mine sunt și alții, în sfârșit. Asta nu e o limită, să spunem, a cărții, dimpotrivă. Ce îmi place foarte mult aici? Îmi revăd profesorii universitari de la Cluj, de la Târgu Mureș, Ioan Pop, care a scris istoria regimentului de graniță, el se trage din Beclean. Îmi văd Liviu Maier de la Cluj, care mi-a fost îndrumător la lucrare de gradul întâi. Îl văd pe Camil Mureșan, care a fost decanul Facultății de Istorie, pe Pompiliu Teodor, care ne-a introdus în istoriografia secolului XVIII-XIX, oameni de mare ținută. Dar îi văd și pe actualii istorici, Ioan Aurel Pop, cu președintele Academiei, care cu atâta căldură se apropie de acest ținut grăniceresc. Îl văd pe Ioan Bolovan, care e născut în altă parte, dar el se dă cetățean continuator al istoriei țării Năsăudului și ne bucură foarte mult. Domnul să nu mai zic de Onofreiu sau de actuala directoare a arhivilor din Bistrița, doamna Cornelia. Domnul profesor, trebuie să ne oprim aici. Noi am anunțat două cărți, dar o să revenim într-o nouă emisiune cu intelectualii din județul Bistrița Năsăud, deoarece, stimați telespectatori, o lucrare atât de vastă, cum a prezentat-o domnul Ion Seni, nu se poate trata într-o jumătate de oră sau într-o oră. Lucrarea este o adevărată nestemată someșană. De mult m-am gândit că pe lângă emisiunile mele de nestemate someșene, pe lângă oameni, pe lângă ce prezint eu acolo, să ne apucăm și să prezentăm aceste lucrări, inclusiv dicționarul de care ați vorbit dumneavoastră, care va urma într-o
următoarea emisiune, pentru că este o lucrare actuală, dar de mare, mare referință, da. Mare, mare referință și utilitate. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc și vă așteptăm la Năsău. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Rămâneți în continuare pe Ardea TV.